Bun găsit tuturor, sunt Alina Manolache, încep pe Tocniu, suntem live pe Prima News. Discutăm în această seară, în primul rând, despre situația OMV, care deja a declarat că nu trebuie să plătească în România taxa de solidaritate, dar o va plăti pe cea din Austria. Autoritățile consideră că OMV s-a antepronunțat pentru că datele financiare pentru anul 2022 nu sunt gata. De fapt, ele vor arăta imaginea corectă abia undeva în vară. Până atunci, însă, șeful ANAF a intervenit și a spus că în 2 săptămâni ANAF va face o verificare și va veni cu un răspuns foarte clar dacă OMV trebuie sau nu să plătească această taxă de solidaritate de 60% din veniturile extraordinare pe care le-a obținut. Până una alta însă știm varianta OMV, care spune că nu se încadrează la ceea ce spune ordonanța, care este o transpunere a unei directive europene. Iar ordonanța spune că dacă ai peste 75% activitate din extragere și prelucrare de petrol de țiței, atunci trebuie să plătești această taxă. OMV spune că nu se încadrează. Autoritățile din România spun că pe lângă această ordonanță, care reprezintă directiva europeană, există și o lege în România care prevede o taxă de solidaritate, deci cu oricum ar fi OMV tot va trebui să plătească. Urmărim ce a declarat în această dimineață la Prima News șeful ANAF Lucian Heiuș și vă prezint apoi invitații mei. Noi am început deja verificările amănunțite asupra modului în care este calculată cifra de afaceri, nu numai a companiei OMV Petrom, ci a tuturor companiilor care pot să intre sub incidența ordonanței de urgență 186. Singura întrebare este dacă acel prag de 75% este sau nu este atins pentru activitatea companiei OMV Petrom. Trebuie să fim foarte, foarte atenți să vedem dacă este calculat corect, dacă este interpretată legea fiscală corect și dacă nu s-au încercat anumite inginerii financiare în stabilirea acestui prag. Invitații mei de la această oră, domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, bună seara, bine ați venit. Doamna Anca Dragu, senator al USR, fost ministru de finanțe, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Tănase Stamule, consilier pe probleme economice al premierului. Nu mai sunteți, am înțeles. Dar sunteți prodecan al facultății de administrație. Decan la ASE. Și sunt membru PNL. Și membru PNL, reprezentant al PNL în această discuție. Și în legătură Skype cu noi, tocmai de la Strasbourg, Eugen Tomac, președintele PMP. Bună seara, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și dumneavoastră. Facem un tur de platou și prima întrebare este, domnule Radu Oprea, ce ar trebui să facă OMV? Trebuie sau nu să plătească această taxă de solidaritate și dacă nu este clar, ce ar trebui să facă autoritățile ca să ne lămurim? Toate companiile din România trebuie să plătească taxele și impozitele în conformitate cu legislația din România. Este vorba despre un regulament și nu despre o directivă. Regulamentul se aplică imediat, iar regulamentul spune foarte clar, așa cum spune și ordonanța de urgență, că trebuie să aibă o cifră de afaceri de 75% în domeniul reglementat, adică în extragerea de țiței, gaze, și lucrul acesta este în această directivă. Însă eu v-aș aduce aminte de un lucru, că Partidul Social Democrat a vorbit despre taxa de solidaritate cu mult timp înainte ca Uniunea Europeană să facă acest lucru și că avem o ordonanță 27 care instituie o astfel de taxă. Acei bani merg în fondul constituit la Ministerul Energiei și din acel fond se sprijină toată schema de plafonare, pe care o știm, 0,68 în această ordonanță, îmi puteți aminti departe cât este taxa? În cea reprezentată de directivă este de 60% din veniturile excepționale. Este o impozitare de un alt tip, se supraimpozitează profiturile peste o anumită valoare, chiar și cu 100%. Deci dacă ai depășit, cred, 450 de lei, atunci ai 100%, 98% pentru cei care importă pentru a putea să faci totuși această activitate. Deci principiul solidarității și a taxei de solidaritate pe care l-a susținut PSD există în legislația din România și atunci m-aș uita într-un pachet. M-aș uita în pachetul care înseamnă ordonanța 27 plus această ordonanță și felul în care se încadrează pentru a fi impozitate toate companiile din România, pentru că nu poți reglementa împotriva unei companii, poți reglementa un anumit sector. Dar nu o taxare de două ori, pentru sub că nicio formă, nu e constituțional. Regulamentul completează, dacă vreți, domeniul de taxare și v-aș da un exemplu, pentru ca să fie mai ușor de înțeles. OMV produce energie electrică la Brazi, centrala de acolo 840 de megawați.
În ordonanța 27, prețul cu care vinde gazele este un preț plafonat, 150 de lei. Nu are voie să vândă cu mai mult. Deci, am avut în vedere, în momentul în care a fost această taxă de solidaritate, să nu mai poată avea profituri foarte mari din vânzarea de gaze pentru a produce energie. Iar tot ce înseamnă energie, dacă e vândut mai mult decât un anumit preț, este taxat 100%. Și atunci este o taxare directă pe toată această zonă. Ea există deja, este în ordonanța 27. De aceea insist să, sigur, argumentele raționale bat greu emoția, cu care au venit foarte mulți, cum ar fi domnul Rareș Bogdan, care ne-a explicat că trebuie să-i taxăm obligatoriu, deși în decembrie anul trecut ne spunea tot el, atunci când PSD vorbea despre solidaritate, ne spunea că trebuie să fim prietenici cu companiile. S-a răzgândit între timp, nu asta e problema. A greșit prin poziționarea sa Rareș Bogdan sau spuneți că a fost prea emoțional în declarație? Nu știu dacă a greșit sau n-a greșit. Aici cred că trebuie ca ANAF-ul să-și facă treaba, să ne spună foarte clar domnul Heiuș urmarea controalelor. Dacă se încadrează, dacă nu se încadrează și dacă nu se încadrează, dacă a constatat că se întâmplă ceva prețuri de transfer. Adică dacă cumva se externalizează profituri, dacă cumva au avut în intenție să scadă cumva cifra de afaceri în ultima perioadă, știind că va veni această reglementare. Și apropo de reglementare, pentru că m-am uitat în regulament și este acea temă legată de plafonarea prețului la gaze la 180 de euro, cred, pe... aceea a fost discutată în Consiliul de Ministri ai Energiei. Și felul în care s-a ajuns la procentul de 75%, cred că ar putea să ne dea explicații mai bune domnul Popescu, care a participat în aceste consilii la aceste negocieri. Deci sunt lucruri pe care le putem afla, lucruri care pot fi comunicate și, repet, eu m-aș uita în întreg faptul că există o taxă de solidaritate pe care, care se plătește deja în România și pe care Partidul Social Democrat a susținut-o, e o realitate astăzi. Doamna Anca Dragu, vă mulțumesc pentru puțină răbdare, pentru că domnul Radu Oprea a ridicat două probleme care țin de PNL și vreau să merg la domnul Tănase Stamule pentru a le lămuri. Deci, odată, domnul Radu Oprea spune că nu se rezolvă cu declarații emoționale precum cea lui Rareș Bogdan. A doua oară că cel care trebuie să ne explice de ce s-a stabilit poate un procent atât de sus, de 75%, este cel, este ministrul energiei, PNL, Sergiu Popescu. Procentul a fost, deci este un regulament european care, în care s-a discutat că această suprataxare este doar pentru companiile de energie, cu tot ce înseamnă lanțul de producție, care au făcut profituri extraordinare. Și la 25% peste profitul din anul precedent, deci sunt lăsați să le crească profitul 25%, se aplică această suprataxare. Deci, nu discutăm despre o suprataxare a tuturor companiilor peste o cifră de afaceri, așa cum colegii din coaliție spun că ar trebui, ci doar de domeniile care au profituri extraordinare generate de război. Și aici suntem de acord. Dacă ție ți-a crescut prețul unui produs de 10 ori datorită unei crize, nu datorită talentului tău de a face marketing, este normal ca acel produs extraordinar să fie suprataxat. Dar a fost, aici, a fost din aici OUG-ul, ca să fim foarte clar, a fost, a fost elaborat strict de Ministerul de Finanțe. Deci, în momentul când tu faci și așteptăm și soluții de acolo, inclusiv prin corelarea, extinderea regulamentului european, pentru că OUG-ul este o inițiativă a Ministerului de Finanțe, care Ministerul de Finanțe are toate datele, pentru că aceste companii care sunt sunt vizate de suprataxare, își depun declarațiile lunar la Ministerul de Finanțe și știm, adică e un click ca să vezi cine are 75%, cine n-are. Ok, decembrie poate că nu era încă, dar nu e complicat. Dar domnul Lucian Heiuș de la ANAF nu cu tot cu păi, cu siguranță, dar procesul legislativ se face de către minister. ANAF-ul nu face legi, ca să fie și asta foarte clar. Deci s-a elaborat acolo acest OUG. Așteptăm o soluție din partea Ministerului de Finanțe, pentru că, de fapt, dacă rămâne așa legea, doar un gaz va fi suprataxat, adică o companie capital românesc. Și vă dați seama ce veselie o să fie. Într-adevăr, toată lumea a fost surprinsă, adică surprinse, erau două companii care trebuiau suprataxate, RomGaz și OMV, și am trezit că OMV nu s-au făcut calculele bine. Și aici, poate că ar trebui să se... Adică tu când pui în lege 75%, trebuie să fii sigur, tu, Minister de Finanțe, că 75% este adevărat. Că poate să spună că vindem curent, că vindem mâncare, că în benzinărie o mare parte, adică poate să spună că avem mult mai multe activități. De aceea
Noi așteptăm soluții de la Ministerul de Finanțe, cum e și normal, pentru că ei au făcut această lege. Desigur, prin ANAF se vor face acum calculele. Întrebarea e de ce nu s-a făcut când s-a făcut legea. Adică atunci când tu, OUG-ul, nu legea. Dar eu sunt convins că vor fi soluții. Adică nu este normal să existe aceste profituri uriașe care să nu fie generate de piață. Că până la urmă asta este logica din spatele. Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu felul în care s-a formulat această taxă pe solidaritate, în care toate firmele cu o cifră de afacere peste X trebuie să plătească. Pe unele firme au avut probleme, de exemplu, în construcții ți-au crescut cu 100%, ți-au crescut cu 100% prețul la materii prime și acum vine statul și pentru că ai avut 100 de milioane de dolari cifră de afacere, iar dești un milion la stat, chiar dacă n-ai făcut profit. Adică cifrele pe impozitele pe cifra de afaceri sunt foarte păguboase din punct de vedere economic. Adică nu sunt corelate cu profitul, ci cu pur și simplu că ai avut activitate economică. Iar din punctul meu de vedere, nu trebuie să confundăm lucrurile. Una este acest domeniu al energiei unde s-au întâmplat niște lucruri anormale, ținând cont de realitățile pieței, și alta e o impozitare generală fără o legătură cu profitul ramurilor. Reține minte, am un răspuns de la Ministrul de Finanțe. Vă rog, domnule Oprea, știu că vreți să dați o replică, vă dau cuvântul, vă promit, aș vrea să ascultăm și opinia doamnei Anca Dragu. Ne așteaptă și domnule Eugen Tomac. Doamna Dragu, care ar trebui să fie soluția acum pentru rezolvarea acestei situații, care nu se va încheia nici azi, nici mâine? Vom discuta mult și bine despre cine are dreptate în ecuația aceasta, OMV sau statul român? Care statul român încă nu ne spune foarte clar ce trebuie să facă OMV. Hai să întrebăm întâi de ce s-a ajuns în situația aceasta și vedem că OMV declară foarte direct și clar că în Austria va plăti această taxă de solidaritate, pe când în România apare un semn de întrebare, că plătim, că nu plătim, să vedem la vară, la toamnă, în Austria e clar. De acum se știe că va plăti. Înțelegem care că acolo diferența? Se încadrează mai clar la extracție și prelucrare și noi nu avem minte, cap să calculăm și noi nu avem calculatoare, cine lipsește? Nu, este rezultatul unui proces de legiferare foarte, foarte prost. Și aici trebuie să impact pe colegii de platou, devine este și PNL și PSD. În egală măsură. În momentul în care la ANAF ai o direcție generală a marilor contribuabili. Această direcție, acolo este cel puțin un om care știe pe din afară și noaptea visează care e cifra de afaceri și structura cifrei de afaceri a OMV Petrom și a marilor contribuabili. În momentul în care ești Ministerul Energiei și dai acest OUG sau Ministrul Finanțelor, nu te întreb, doamne, dar la cine se aplică? Câți asemenea producători avem în România? Că nu este statul un domeniu... Statul își calculase, după cum a spus domnul Stamule, Romgaz și OMV. Statul așa știa. OMV vine și spune, noi nu ne încadrăm la 75% extracție și prelucrare de petrol. Poate ar fi trebuit să discute și cu aceste două firme, că e vorba despre două firme. Sau ar fi trebuit să vadă declarațiile companiilor la ANAF, că nu e ceva complicat. Adică faptul că noi dezbatem acest subiect acum este de râsul lumii, de râsul curcilor, vă rog să mă din credeți. Din experiența noastră de la finanțe, este nevoie de 2 săptămâni ca să primim un răspuns, cum spune domnul Heiuș? Dumnealui trebuia să știe deja răspunsul. Acum cred că mai stă de vorbă cu compania, nu știu, mai discută în interiorul instituției, ar trebui să știe. Ei trebuiau să știe aceste date încă de când au dat OUG-ul. Dar OUG-urile acestea sunt date pe genunchi, în ultimul moment. Știți că avem 6-7 OUG-uri care tot încearcă să peticească să rezolve criza din energie și iată că numai probleme ne creează. Deci este o problemă a celor două partide care au reușit să scoată din nou un OUG foarte prost din care nu mai înțelege nimeni nimic și lasă portițe și semne de întrebare către contribuabili, respectiv către companiile din domeniu. Imediat și la domnul Tomac, vă rog scurtă replică, domnule Radu Oprea, legat de eu știu responsabilitatea că ministrului cu toții, de finanțe. Eu știu că suntem cu toții politicieni din platou, dar la fel de bine știu că toți colegii care sunt astăzi prezenți știu foarte bine ce înseamnă un regulament. Regulamentul se aplică. Punct. Regulamentul spune foarte clar că procentul minim este de 75%. Deci este nenegociabil după ce a fost aprobat de către miniștrii de resort din Europa. Și atunci felul în care s-a redactat că este identic procentul de 75%, nu mai este o chestiune care aparține României, trebuia făcută această negociere înainte. Lucrul acesta l-am explicat. Al doilea lucru, fumigena pe care a introdus-o colegul de platou o apreciez din punct de vedere al jocului de comunicare.
dar bineînțeles că nu are dreptate, pentru că ordonanța este semnată de ambele ministere, de Ministerul Energiei și de Ministerul Finanțelor Publice. Și explicația am dat-o mai devreme, este vorba de un regulament care se aplică, punct. Cu siguranță, dar Ministerul Energiei nu are datele. Deci haideți să nu fim acum naivi, să credem că s-a dat ordonanță ca să imposteze RomGaz. RomGaz oricum 90% din profit îl ia statul, sau 99%. Deci ordonanța în mod evident s-a dat pentru OMV și atunci dacă Ministerul de Finanțe chiar n-avea nicio vină, putea să zică, domnule, stai puțin că nu sunt calcule făcute. Ministerul Energiei nu știe care este structura veniturilor OMV-ului. Deci OMV este o companie foarte mare care are de la vânzare de alimente și la vânzare de țigări și la vânzare de benzină și motorină. Deci toate datele astea sunt doar la Ministerul de Finanțe. Deci cu siguranță că și Ministerul Energiei, fiind în domeniul său, a fost cosemnatar. Dar partea de informație fiscală nu putea să fie la Ministerul Energiei niciodată. Deci, stați puțin. Nu am zis asta. Am zis că există un dialog. Deci Comisia Europeană nu este o chestie, o poveste de asta care plutește în aer și nu se poate avea o discuție cu ea. Deci se putea face o extindere a regulamentului. Țara noastră, atunci când a preluat asta, putea să zice, stai puțin, uite ce situație avem noi. Problema este că ori se face cineva că nu are cifrele, ori chiar nimeni n-a făcut niciun calcul. Și atunci să semnezi o ordonanță de urgență fără să faci acest calcul, adică ce, ne-am dat ordonanță ca să impostăm RomGaz? Iar mă scuzați, dar eu cred că OMV are bilanțurile în față și știe despre ce vorbește. Componenta de cu toată diferența, negocierea a fost la Ministerul Energiei. Pe ce să mergem și la domnule Eugen Tomac, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, mai ales că sunteți mai departe la Strasburg. Domnule Eugen Tomac, opinia dumneavoastră. OMV a dat un comunicat care a apărut, poate fi interpretat și ca o formă de sfidare. Noi nu plătim în România, plătim în Austria, în schimb. Dumneavoastră, cum interpretați lucrurile? Este o lege proastă făcută de statul român? Nu știe statul român cifrele, deși ar trebui să le știe? Sau, efectiv, directiva europeană asta spune, nu aveam ce să facem, OEV nu se încadrează, trebuie să ne împăcăm cu această idee? Bună seara din nou! Eu cred că lucrurile sunt cât se poate de clare. Orice ar spune domnul Oprea, noi am avut o ordonanță care trebuia să reglementeze situația din energie dată în martie, s-a dezbătut aproape un an de zile. Cam asta este imaginea pe care o au românii în ceea ce privește deciziile la nivel guvernamental și evident că inclusiv această ordonanță privind suprataxarea a fost făcută de pe azi pe mâine fără a explica atât opiniei publice, cât și celor care trebuie să respecte legile din România. Evident că OMV a închis ușa statului român în nas pentru că își permite. Și efectele sunt foarte clare. A anunțat OMV-ul că nu plătește această suprataxare pe profit, automat i-au crescut acțiunile. Dacă ar fi spus că o plătește, evident că efectul ar fi fost invers. Tocmai de aceea eu cred că poziția ANAF este una extrem de importantă și sper că într-o săptămână, două, domnul Heiuș să vină cu o poziție limpede în ceea ce privește situația de la OMV, pentru că eu cred că cei care fac profit în România, taxele trebuie să le plătească în România. Nu spune nimeni că compania mamă din Austria nu va plăti, dar această chestiune este o sfidare a bunului simț în primul rând. Pentru că am văzut efectele anunțului făcut de OMV. Cum a făcut acest anunț? Au crescut acțiunile. A spus și ministrul de finanțe că este un anunț de marketing, un anunț de bursă. Eu aș vrea să spun un lucru. OMV la 9 luni și-a depus declarațiile fiscale. Și anul, deja depășise. Anul trecut, datorită prețurilor foarte mari pentru la energie, prin centrala de la Petrobras, au făcut o mare parte a cererilor de afaceri din vânzarea de energie electrică. Deci, se știa structura veniturilor OMV la 9 luni. Deci noi acum discutăm ceva
Deci când s-a comunicat povestea asta că OUG-ul se dă și pentru, și dacă s-a mai introdus și în buget această taxă, adică această așteptare de încasare, a fost o naivitate, adică a fost niște oameni care nu au citit declarațiile fiscale ale acestei companii. Adică despre ce vorbim aici? Dacă noi am făcut un OUG ca să taxăm RomGaz, păi n-am făcut decât să mutăm bani într-o parte în alta a buzunarului statului. Deci dacă era o așteptare să se ia încă 1 miliard de euro sau cât se aștepta de la OMV, păi atunci nimeni nu s-a uitat la structura veniturilor din vânzarea de energie, care s-au vândut, sunt 850 de megawatts de producție. Adică dacă pui energia plus ce se întâmplă la benzinării, îți dai seama că cifra de afaceri nu mai e chiar atât de mare, mai ales datorită prețurilor. Dar să vii acum să spui, dar domnule... Dar nu aveam de ales, că e directivă. Sigur că nu aveam, dar pe comunii care și pe buget nu trebuiau puși banii. Uh-huh. Adică discuția e, dacă nu aveam de ales, de ce am spus și de ce... S-au făcut calcule de ce... banii aceștia? Păi cu siguranță atunci când tu ți-ai făcut bugetul, da, și ai zis că ai... Iar asta nu putea să ne dea Ministerul de Finanțe. Adică cine face calculele ce încasări o să avem din, în țara asta? Bineînțeles, pe bază legislației în vigoare. Vă rog, vă rog. Două precizări. O precizare. Gazele despre care vorbeam mai devreme sunt taxate, energia produsă din gaze despre care vorbeam mai devreme este taxată astăzi prin ordonanța 27. Asta este o realitate în România. Ordonanța a fost dată în martie de către Guvernul României, de către actuala coaliție, care taxează aceste supraprofituri și știți că ne-am bătut pentru această idee și dacă doriți putem să și citim. Pot să vă citesc din regulament, să auziți cum sună și el se dacă nu e aplică lung, imediat. Domnule, prea sigur și ne ajută în articolul discuție, 2, punctul 17, societăți din Uniune și sedii permanente care desfășoară activității sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafineriilor. Merge textul mai departe. Care generează cel puțin 75% din cifra lor de afaceri din activități economice în domeniul extracției, mineritului, rafineriei, țițeiului sau. Este regulamentul... 1854, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Da, deci așa spune regulamentul și ăsta identic, se copiază, se pune în ordonanță pentru că el trebuie aplicat imediat așa cum a fost negociat. Dacă vrem să știm de cei 75%, trebuie să mergem la ministrul de resort care a fost în discuțiile în Consiliul de Miniștri, unde s-a negociat acest procent. Doamna Anca Dragu, dacă noi ne-am făcut bugetul, dacă Ministerul de Finanțe și-a făcut bugetul, cu banii aceștia luați de la OMV, este grav? Adică ne va destabiliza dacă se va dovedi până la urmă că nu trebuie să plătească OMV această suprataxă? Cu siguranță că este o estimare a acestor venituri în bugetul pentru 2023. Și, de fapt, trebuie să spunem că mai avem o suprataxare pe gaze prin OUG 7 din 2013. Adică, acest OUG care vine cu transponerea regulamentului ar fi trebuit să mai aibă acolo 3 cuvinte, virgulă, cu luarea în considerare a legislației în vigoare, pentru că mai avem acest OUG 27, OUG 7. Dar dacă pur și simplu a rămas virgulă, în aer, așa, este da? Exclusă ordonanța care e deja în vigoare, cum spune domnul Oprea, din luna martie? Nu, este activă și generează venituri la bugetul de stat. Pentru că noi avem 2 ordonanțe care cer o taxă de o suprataxă. Asta spun că această ultimă ordonanță trebuia să vină și cu un text, cu o propoziție acolo care să alinieze toate celelalte legislații OUG-uri de până acum. Și am spus că este OUG 27 din 2021 și OUG 7 din 2013. Ori OUG-ul acesta, nici mai i-am pierdut numărul, le-am pierdut șirul. Asta nu face o asemenea corelare între OUG-urile deja aplicate pentru companiile din România. Adică ce spuneam este că s-a creat un haos general și responsabili sunt miniștri, tot guvernul. Și premierul a semnat și ministrul finanțelor și ministrul energiei. Acum degeaba mai dau dumnealor vina unii pe alții, că nu fac decât să se afunde într-o poveste jenantă. Până ne vom lămuri, pentru că de aici s-au desprins trei... Este important... Vă rog, domnule Tomac. Da, este important totuși să subliniem că regulamentul spune destul de limpede la articolul 15, deci cel 1554 pe 2022, că statele trebuie să stabilească, au libertatea de a stabili această supraimpozitare începând de la 33%. Nu știu de ce domnul Oprea insistă pe această chestie. Prelucrare și extracție 33%, de la 33 până la 75%? Deci luați articolul 15 din regulament și îl puteți prezenta, pentru că eu cred că această dezbatere abia începe.
Subiectul este extrem de important, iar faptul că noi avem această cifră și încercăm să justificăm unii sau alții poziția OMV, mi se pare prea mult. OMV face profit în România și are obligația să achite, exact așa cum prevede regulamentul și cum prevede legislația națională, această contribuție de solidaritate. Pe de altă parte, evident, compania OMV, domnule Tomac, se raportează la legea pe care noi am dat-o și prin care am transpus directiva europeană și care spune activitate problema. Din extracție și prelucrare, citez, de petrol, țiței, gaze naturale, huilă și fabricarea produselor obținute din rafinarea petrolului, de 75% din cifra de afaceri. Deci noi aveam posibilitatea să punem 33% și am pus 75%. Asta ne spuneți, practic. Eu, citind articolul 15 din regulament, exact așa îl interpretez, pentru că mi se pare extrem de important să înțelegem dacă ordonanța a fost gândită în așa fel încât unora să le permită să meargă în instanță, pentru că se pot ajunge la asemenea situații și, evident, legea să-i ajute sau nu. Două precizări vreau să mai fac și cu asta mă opresc foarte pe acest subiect. Vreau să spun următorul lucru. Putem să le citim, dar nu asta vreau să spun acum. Am citit mai devreme ce articolul 17 din regulament, care vorbește despre acel procent despre care tot vorbim, de 75%, și acela este sediu materiei, articolul 17. Dar atunci când vorbeam despre taxă de solidaritate și despre faptul că trebuie să impozităm supraprofiturile în România, eram singur în platou și majoritatea celorlalți spuneau: nu ai voie să intervii în economia de piață, zeul profit, ne închinăm la el. Astăzi, toți dau dreptate de fapt Partidului Social Democrat, care a vorbit despre acest lucru și care a anticipat că Uniunea Europeană va veni cu astfel de măsuri și noi avem din martie anul trecut Ordonanța 27, care face această suprataxare a profiturilor. Deci lucrul acesta l-am făcut, cum am făcut și atunci când am vorbit în urmă cu 2 ani, în august, despre plafonare, și uitați că acest regulament vorbește și despre plafonare. Până la urmă, Uniunea Europeană a dat dreptate politicilor publice pe care le-a propus Partidul Social Democrat. Asta este o realitate pe care o avem astăzi. Și doi, nu trebuie să discutăm, și eu nu sunt un apărător al unei companii, ci spun foarte clar că toate companiile din România, indiferent de originea capitalului, trebuie să plătească taxele și impozitele aici în România. Și lucrul acesta îl știți foarte bine. Dar ANAF-ul trebuie să-și facă treaba și să verifice că aceste taxe și impozite sunt plătite în România. Că nu sunt prețuri de transfer, că nu se fac inginerii financiare, cum spunea domnul Heiuș. Acesta este menirea, acesta este obiectivul ANAF-ului. Înțelegem care sunt așteptările PSD de la ANAF, înțelegem și că avem mai multe opinii în studio. Domnul Stamule, reprezentant al PNL, spune că se aștepta la lămuriri de la ministrul de finanțe, dumneavoastră spuneți că de la ministrul energiei, doamna Anca Dragu spune că amândoi miniștri sunt vinovați, iar domnul Eugen Tomac ne spune că aveam și șansa să scădem procentul care ne dă bătăi de cap. Bineînțeles că lucrurile nu se pot lămuri într-o emisiune, dar încercăm să mergem cât mai aproape de adevăr. Iată însă un scenariu pe care l-a pus într-un interviu pentru Euronews Adrian Căciu, ministrul de finanțe, în dezbatere, întrebat dacă poate fi preluat Petromul, dacă poate fi din nou naționalizată această companie, da, ca să nu mai avem astfel de dileme rezultate în urma legilor noastre date de noi, a spus așa: nu, dar avem o altă abordare. Statul ar trebui să facă niște intervenții în sistem private equity, prin crearea unor linii de finanțare care să salveze unele companii. Ce înseamnă acest scenariu al domnului Căciu, doamna Anca Dragu? Ce înțelegeți prin asta? Că statul poate să facă o infuzie de capital și să înceapă să-și crească acțiunile în aceste companii, astfel încât să nu mai fie 50 companii austriacă, 20... Râdeți, domnul Stamule. Trebuie să fie de acord și grivei, știți cum? Trebuie să vrea și grivei. Trebuie să vrea și grivei. Și de urmare trebuie să vrea și OMV-ul. Acțiunilor. Adică OMV o să zică: dat un stat român, creșteți capitalul sau fondurile de investiții, care e diferența. Adică eu nu înțeleg pe domnul Căciu că a vrut să dea un mesaj politic, dar hai să nu fim naivi. Adică uite unde este statul român la Transelectrica majoritar sau la Romgaz, să vină acum și zic că domnule, vreau să fiu șef de mâine, că să fac profituri mari în perioada asta, cum dă mie majoritatea. Adică
cum e infuzie de capital, adică și niște termeni de ăștia savanți, așa, niște termeni care să pară... Nu sunt atât de expert. Păi nu, da, haideți să nu fim... Investiții în sistem de private equity. Private equity, vă dați seama ce... Domnul ministru. Da, eu sunt convins că... E ok, a vrut să pară interesant, a apărut 5 minute interesant, după ce s-au terminat cele 5 minute, s-a schimbat... Deci nu vezi că o zic, cum să fie cineva să zică, domnule, hai să-ți vând eu partea mea ca să pierd controlul companiei? Adică, hai să nu fim naivi. Deci s-a dat un mesaj politic pentru o parte a electoratului care încă crede că OMV va putea să revină sub controlul statului, ceea ce tehnic este spre imposibil, decât dacă îți plătim foarte mulți bani celor care îl controlează astăzi, că asta e, am luat o decizie acum 15 ani să-l vindem, plătim prețul astăzi. Nu trebuie să fim acum naivi să spunem că cineva să ne vândă nouă OMV-ul înapoi. Și asta e, adică să dăm niște senzații de astea, că o să găsim o minune, o soluție minune prin care... Și de ce nu doar OMV, toate companiile unde sunt date este doar minoritar, facem un... Și sunt multe, slavă Domnului! Și sunt multe, păi nu venim în noi să stăpânim totul. Despre toate companiile, eu așa înțeleg, a fost întrebat explicit despre OMV și dumnealui m-a dat un răspuns în general. Rompetrol, adică... altă companie. Dau un exemplu, adică de ce să nu fim... Petromidia este o... De dragul argumentației, de dragul argumentației aș putea să vin cu acest scenariu. Ne uităm în Germania. Așa. Un stat de economia de piață este foarte puternică și unde se întâmplă un fenomen. Există prin lege posibilitatea ca statul german să devină acționar în companiile care sunt într-o dificultate foarte mare. Și dacă ne uităm mai atenți, chiar au început demersurile pentru o companie care este afectată și care are foarte mulți clienți în zona de energie, de clienți casnici în Germania, ca statul german să o preia. Da, lucrurile acestea se întâmplă. Sigur că lucrurile acestea se întâmplă și în Franța, unde există deja o tradiție ca statul să intervină și apoi să transmită înapoi către sectorul privat companiile care sunt strategice pentru statul francez atunci când sunt în dificultate. Sigur, la noi în România este interzis să te gândești că o companie care este strategică, care este importantă, ar putea să ajungă în dificultate. Statul nu are voie să intervină pentru că libertarienii în general spun că statul trebuie să fie foarte mic. Acum însă suntem într-o criză și ce se vede? Statul trebuie să fie mai puternic. Din Germania și statul trebuie să fie mai puternic. Oprea, pentru că, domnul Oprea, acea companie din cauza evoluției prețurilor gazului, cunosc bine compania din Germania, are Uniper, se cheamă, că nu e secret, și acea companie a intrat în faliment tocmai pentru că prețurile i-au stricat tot modelul de afaceri și pentru ca acei consumatori finali să primească în continuare gaz, statul poate să intervină să țină compania pe linia de plutire. Deci noi discutăm aici despre povești total diferite. Petrom are 10 de miliarde de profit, să credem noi că o companie care are 10 de miliarde de profit o să se autovândă statului, așa că vrea statul, acolo este o situație, iar în Franța statul a plătit pe acțiunile pe care le-a cumpărat o grămadă de bani ca să naționalizarea a fost pe vreo 10%, ca să fim corect, era deja majoritar statul, are era o grămadă de... Deci nu era... A fost o creștere de capital cu mult peste prețul pieței. Tocmai ca să dea tot un semnal politic și care a costat extrem de mult. Deci asta este adevărul. Să vedem cu povești de astea că în alte țări se poate, când în realitate... Iar alte țări au un spațiu fiscal uriaș și un spațiu bugetar. Cum să comparăm noi ce face... Dar nu sunt cazuri asemănătoare. Petrom, OMV, este o companie super profitabilă, unde dacă vrei să cumperi acțiune, plătești ceva profitul pe 15 ani. Că așa se face. Băi, care este EBITDA companiei? Păi este 5 lei. Păi dăm 75 de lei că 15 ani și dacă e 4 miliarde, dăm 60 de miliarde să vedeți ce imediat ne vinde. Doamna Cădragu, este posibil scenariul acesta? Vom ajunge vreodată la scenariul pus de ministru? Iar este drept. A răspuns la o întrebare. Să înțelegem că nu a venit de la dumnealui așa ideea aceasta în contextul problemelor. Poate să cumpere acțiuni dacă vrea compania. Adică să nu înțelegem că în Germania și Franța vine statul și zice, a, compania X, păi vreau să te cumpăr. Mie mi se pare că te-aș cumpăra, așa, ia, hai, de mâine vine ministrul și cumpără compania. Nu, sunt legea companiilor. E un întreg cadru legislativ care permite, ca și în România, ca statul să vină în ajutorul firmelor dacă firmele cer acel ajutor și dacă decid în consiliile de administrație pentru acest ajutor. Deci nu trebuie să mergem așa în derizoriu cu aceste concepte. Dar domnul ministru a dat un răspuns general, așa, la o întrebare punctuală, pentru că ok, a fost puțin luat de valul populismului și nu putea să zică, domne, stai un pic, nu poate veni statul cam 48 să zică, hai, companiile se naționalizează.
Și atunci a venit cu explicații așa, și cu private equity, părea interesant. Dar să fim serioși, dacă o companie cere ajutorul statului, atunci îl poate primi în orice țară din Uniunea Europeană. Domnule Eugen Tomac, opinia dumneavoastră? Da, eu rămân la această opinie că regulamentul a fost transpus prost. Articolul este destul de clar, sună exact așa cum se stabilește această suprataxare și pleacă de la procentul de 33%. Deci, regulamentul îți creează pârghii prin care să poți acționa. Evident că dacă vrem să ne fixăm strict o chestiune, inventăm apa caldă. Deci noi aveam această posibilitate de a crea un cadru legislativ. Știți ce greșeală face și vă explic imediat. Uitați-vă mai cu atenție în acel articol, acela vorbește despre valoarea suprataxării, care poate fi de la 33% și noi am fost acuzați că suntem mai duri ca restul statelor membre europene și că am pus 60%. Asta vorbește de valoarea cu cât impozitezi. Celălalt articol vorbește despre ponderea în cifra de afaceri. E cu totul și cu totul altceva. Nu le confundați, vă rog frumos. Da, este foarte important. Aș vrea să punctăm și un alt aspect și anume că între timp, noi aici facem calcule dacă OMV trebuie să plătească sau nu, OMV crește prețul carburanților. Și avem specialiști în economie în seara aceasta. Întrebarea pe buzele tuturor când o companie crește prețul carburanților cu 5 bani, este drept, nu foarte mult, dar este o primă creștere de la începutul anului, după ce a crescut atunci când guvernul a retras acea subvenție. Dacă cotația petrolului pe bursă justifică sau nu creștere, domnul Tănase Stamul, opinia. Deci există un decalaj de... Deci în prețul combustibilului sunt mai mulți factori. Procesul de producție, transportul care s-a scumpit foarte tare la nivel mondial și materia primă. Deci astea sunt cele trei care și e undeva cam două luni diferența de când se achiziționează materia primă până ajunge la pompă. Deci dacă tu ai cumpărat azi ieftin, peste două luni se va vedea mai ieftin la pompă. Deci dacă Petrom a cumpărat ce produce astăzi acum două luni, prețul reflectat este cel de acum două luni de pe piață, Brent sau care sunt prețurile petrolului. Pentru că în ultimele luni discutam mereu că a scăzut prețul barilului. Sigur că a scăzut și cu un ecart de două luni, că așa funcționează orice business, se vede în preț. Și dacă trendul o să fie să scadă sau să se păstreze în continuare și vedem că se scad, prețurile sunt ținute jos, mai ales datorită embargoului pus prețul plafonării prețului petrolului rusesc, adică apar tot felul de supraoferte punctuale pe piața mondială de petrol care țin prețul jos. Și din acest motiv, probabil și ați văzut că a apărut și niște rapoarte din Statele Unite ale Americii, că prețul a dus la o scădere a inflației, deci există un trend global, dar există și alte probleme. Cât de mult durează transportul, cât costă transportul, dacă s-au crescut prețul cu forța de muncă, care este proiecția de inflație pe anul acesta și automat inflația se duce și în preț, unde se duce. Adică toate lucrurile acestea trebuie luate în considerare atunci când discutăm despre preț. Iar 5 bani pot fi influențați de toți acești factori. Adică noi avem o proiecție de inflație de 12%, 10-12% anul acesta. Asta înseamnă 1% poate să fie creștere pe lună. Deci la suma aceasta este 5 bani. Doamna Anca Dragu, justificată majorarea? Dacă vă uitați la cum arată pe ansamblu imaginea. Da, foarte bine să explicăm cum se formează acest preț, prețul la pompă, ce plătim noi atunci când mergem și alimentăm cu motorină, cu benzină. Plătim, de fapt, materia primă, am explicat foarte bine domnul Stamule, dar sunt și o mulțime de alte cheltuieli, așa că faptul că unul dintre acele costuri care formează prețul la carburant scade, nu înseamnă că și prețul final scade, pentru că sunt o mulțime de alte lucruri care cresc. Cresc impozite, cresc taxe, cresc, știți că au crescut și impozitul pe dividende, de exemplu. Credeți că această creștere a taxării va influența prețul la pompă, indiferent de cât va fi barilul de petrol? Cel mai mare factor a fost inflația, cu siguranță. Și cred că inflația
Da, cu siguranță nu va scădea sub 10% anul acesta, deși să ne amintim că și bugetul este făcut pe o inflație de 9,6%. Asta înseamnă că, în general, transmite un mesaj prost în piață către companii că, la un moment dat, va apărea un dezechilibru în execuția bugetară și statul va avea nevoie de bani mai mulți. Domnule Radu Oprea, vedeți ceva în neregulă cu această creștere de preț a OMV sau se justifică în ultima oară când m-am uitat pe formarea prețului la pompă, am constatat că în regiunea noastră, din cauza războiului, crescuseră foarte mult asigurările. Ca să intri în Marea Neagră cu petrolierul costă extrem de mult astăzi, mult mai mult decât costa înainte, ceea ce are o pondere în preț. Însă, pentru că s-a vorbit de inflație, m-am uitat cu atenție în raportul Băncii Naționale a României, care spune că începând cu jumătatea anului, inflația o să descrească și spunea și un motiv. Pentru că își va face efect plafonarea prețurilor la energie și gaze, care este o constantă pe 2 ani de zile. Aceasta este o măsură reală de luptă contra inflației. Faptul că am reușit să plafonăm prețurile și dacă nu puneam acea supraimpozitare, să formăm acel fond din care se sprijină această schemă, din care avem banii pentru această schemă, lucrurile nu ar fi fost posibile. Deci vedeți că toate se leagă până la urmă și sunt măsuri de combatere a inflației. O să revenim la a discuta despre inflație, dar aș vrea să merg la domnul Eugen Toma, care a atras, dumneavoastră ați atras atenția și aici facem așa un salt între ce am discutat până acum despre OMV, evident fără nicio legătură, la ceea ce reprezintă Austria în ecuația aceasta a Schengen și a dorinței României de a adera la spațiul Schengen în 2023. Domnule Eugen Toma, săptămâna trecută atrăgeați atenția că Austria ne-a acuzat pe noi că avem probleme cu migrația ilegală, în timp ce Austria camufla faptul că nu a pus în acord legislația ei cu cea europeană în ceea ce privește migrația, deci nu a făcut tot ce se putea ca să oprească migrația aceasta ilegală. Dincolo de toate motivele care ar putea să determine Austria să ne împiedice, sunt șanse anul acesta, se apropie finalul de lună, avem primul Consiliu Jai, avem vreo șansă anul acesta să mai punem pe ordinea de zi a Jai și să mai avem vreo posibilitate de a intra în Schengen? Care sunt ecourile și inclusiv dinspre Austria în momentul de față, dacă aveți informații? Evident că lucrurile rămân deschise în ceea ce privește aderarea noastră la spațiul Schengen. Însă eu am încercat prin acea decizie prezentată în ultima zi de activitate a Consiliului Uniunii Europene și asta mi s-a părut destul de nepotrivit și neregulă în condițiile în care s-a luat decizia extinderii spațiului Schengen pe 8 decembrie. Consiliul publică acest raport, rețineți, realizat în 2020. Pe cine avantaja publicarea raportului pe 19 decembrie, ultima zi de activitate? Evident că nu pe România. Și asta e o altă discuție și mai exista o dezbatere, cel puțin în Parlamentul European, pe acest subiect. Pentru că exact această decizie, care este o recomandare clară pentru guvernul de la Viena, să-și implementeze legislația în ceea ce privește spațiul Schengen, pentru că asta n-a făcut Nehammer și în 2020 era ministrul de interne. Iar nouă ne reproșează că problema migrației din Austria este generată și din cauza noastră, cea bulgarilor. Ca să încheiem chestiunea asta. Deci este extrem de important acest document. Mai mult decât atât, Consiliul Uniunii Europene se scaldă într-o secretomanie incredibilă. Pentru că nici la această oră nu s-a publicat minuta deciziei Consiliului Jai, prin care România și Bulgaria, evident, n-au fost acceptate. Acum, înainte de a intra în dezbatere cu dumneavoastră, mi-a trimis directorul general al Secretariatului General un răspuns pe care l-aștept de aproape o lună de zile, că mai durează încă 15 zile până când secretariatul va putea redacta această minută. De ce întârzi această minută? Și de ce statul român, prin Ministerul de Interne, pentru că ei au reprezentant acolo, greșește profund că permite acest lucru? Pentru că nu se încheie minuta astfel încât în cazul în care, prin minune,
domnul Iohannis se răzgândește și statul român acționează la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene, să nu poată face, pentru că dacă documentul se va încheia abia pe 6, mai rămân 2 zile la dispoziție pentru a putea face această acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și mi se pare o gafă monumentală pe care o face guvernul la ora actuală, pentru că este inacceptabil să nu pui în mișcare un întreg mecanism pentru a obține ceea ce ne trebuie de drept. Asta pe de-o parte. Dialogul politic va continua, însă, cunoscând mecanismele, mi este clar că nu vom intra în spațiul Schengen în acest an, pentru că s-au împărțit rolurile bine. Austria blochează România, Olanda blochează Bulgaria, iar noi nu putem intra separat. Ar fi un dezastru și pentru noi și pentru bulgari să încercăm să intrăm separat, pentru că acest lucru ar complica și mai mult negocierile. Tocmai de aceea eu am insistat pe ideea de a merge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că se încalcă tratatul. Se încalcă tratatul de funcționare al Uniunii Europene, care spune limpede că atunci când îndeplinești criteriile, trebuie să fie acceptat. Ori gândiți-vă la următoarea situație. Comisia Europeană spune România și Bulgaria îndeplinesc criteriile, trebuie să adere. Consiliul ia act și votează prin unanimitate. Ce ar însemna Comisia să spună nu îndeplinesc criteriile, iar Consiliul să spună nu ne interesează, noi votăm cu unanimitate să intre aceste state. Deci sunt niște lucruri care nu funcționează și evident că ne-am blocat, am intrat în acest cerc extrem de periculos, iar eu sunt absolut convins că în acest an nu se va găsi consens pentru a intra în spațiul Schengen. Și aici este... Vă mulțumesc o dată pentru intervenție. Vă rog să rămâneți alături de noi, domnule Eugen Toma, pentru că se apropie pauza și domnul Tănase Stamule vrea să spună ceva acum despre deci, Schengen. În legătură urmează cu ce... peste o săptămână sau două alegeri în Austria Inferioară, iar la începutul lui martie alegeri în Carinthia. Aceste două alegeri influențează foarte mult comportamentul cancelarului austriac și noi nu ne dăm seama în România cât de importantă este tema migrației în vestul Europei. Tocmai pentru că nu avem această problemă în societatea noastră, nu conștientizăm că a devenit unul dintre subiectele mainstream și probabil că toată campania electorală la Parlamentul European de anul viitor va fi în jurul acestei teme. Pentru deci că societățile, mai puțin vom avea iar o șansă dacă, cu iar în Austria, nu doar dreapta a fost împotrivă, și stânga a fost împotrivă. Deci ambele partide mari, tocmai pentru că este o problemă a societății, nu au susținut aderarea României. Asta este realitatea și aici noi trebuie să înțelegem conjunctura în care cerem acest lucru, având dreptul să cerem acest lucru. Eu cred că după ce vor trece aceste două rânduri de alegeri în Austria și va trece și rândul de alegeri în Olanda, se poate redeschide subiectul, vorbim acum politic. Iar dacă politic există un consens, sigur că se poate avansa. Iertați-mă, vă rog 10 secunde. Domnul Stamule, din 2010 Consiliul are pe masă această recomandare a Comisiei de a ne accepta în spațiul Schengen. Despre ce discutăm? Deci România din 2010 nu are s-au ca desecretizat astăzi documentele și le-am văzut la Consiliul Uniunii Europene. Deci, despre ce discutăm? Despre ce alege? Aici e o chestiune extrem de complicată, care ține de alt tip de negocieri. Mai avem 2 minute, le împart frățește, doamna Anca Dragu. Vă rog o concluzie despre șansele noastre pentru Schengen anul acesta, în contextul alegerilor în țările care sunt cheie pentru noi. Bun, am înțeles că Austria a folosit acest vot în scop politic pentru politica internă, ceea ce este de neacceptat. Pur și simplu nu se tolerează așa ceva, dar iată că în acest caz s-a acceptat și m-aș fi așteptat mai multe țări să ia atitudine puternică împotriva votului Austriei și Olandei. Dar dacă migrația e marea problemă, atunci cum s-a rezolvat cazul Croației? Că eu tot n-am răspuns la această întrebare. Și am văzut toate pozele alea simpatice, așa, cu fluxurile de migrație care făceau spirale și mergeau prin toate România și Bulgaria, dar ce să vezi, exact prin Croația nu puteau să meargă. Deci sunt încă niște răspunsuri de dat și m-aș fi așteptat ca cei care s-au ocupat de acest subiect să vină și cu explicații, dar și cu un plan pentru anul acesta.
domnule Radu. Raportul Frontex, tocmai asta, acest lucru spune că, de fapt, fluxul de migrație este prin Croația, nu prin Bulgaria și România, și că, într-adevăr, cancelarul austriac a mințit atunci când a folosit argumentele că ar veni migranții prin România. Deci acum este o dovadă, un raport european asupra migrației. Cu Bulgaria lucrurile nu sunt atât de limpezi, pentru că ei încă au un guvern, mă rog, n-au guvern. De abia astăzi președintele bulgar îmi face ultima încercare, dacă nu au din nou șansa de a ajunge la alegeri anticipate. Și nu cred că au forța necesară, neavând guvern, să progreseze foarte tare pe această direcție. Iar în Austria lucrurile sunt nuanțate, pentru că președintele austriac este de stânga și public a luat poziție pentru România, iar social-democrații austrieci, conducerea au fost și, este împărțită, sunt poziții publice pentru România, poziții publice. Însă citeam presa austriacă și, într-adevăr, cancelarul este foarte aspru criticat. Cred că o prezență noastră mai bună pentru a ne susține punctul de vedere acolo ar fi fost mai bună, asta e opinia mea personală, însă Ministerul de Externe trebuie să ne dea foaia de parcurs, să știm ce avem de făcut. Noi intrăm în 2023 și nici în 2024, ca să fie lucrurile clare. Nu intrăm, nu avem nicio opțiune, din păcate. Încheiem prima oră acestei dezbateri cu această concluzie destul de pesimistă. Domnule Eugen Toma, vă rog să rămâneți alături de noi în continuare. Scurtă pauză, după cum vă spuneam. Mai rămânem un pic la subiectul OMV sau revenim la subiectul OMV mai precis, pentru că îl vom avea în direct în legătură telefonică pe ministrul economiei Florin Spătaru de la 20 fix. Așadar, rămâneți cu noi. Revenim numai decât. Nu m-am gândit că o pastă de dinți poate face o așa diferență. La Calut White & Repair remineralizează și ajută împotriva decolorării, pentru dinți puternici de un alb natural. Abia aștept să-mi arăt zâmbetul. Și nu doar eu văd diferența. La Calut White & Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi. Durere la nivelul mucoasei bucale? Aceasta poate fi cauzată de afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aftibloc Gel grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. Ce ajută la creșterea imunității? Molekin Immuno! Bun! Deoarece conține o doză mare de vitamina C și vitamina D și în plus zinc. Molekin Immuno. De 3 ori protecție pentru imunitatea ta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Râsete. Efort fizic. Strănuți sau tuse. Incontinența urinară apare în diverse situații. Pe mine m-a ajutat Feminost. Feminost ajută la reducerea pierderilor urinare diurne și nocturne. Feminost. Controlul are rost. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Te trezești dimineața și nu te simți bine în pielea ta? Hainele par mai mici și inelul te strânge? Acestea pot fi cauzate de excesul de apă din organism. Din fericire, eu am găsit Apuretin Slim la farmacie. Ingredientele Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă din organism și la menținerea greutății corporale normale. Apuretin Slim. Fii mândră de corpul tău! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mama, ai grijă! Nu ai vrea să-ți rup ceva, nu? Sigur că nu. De aceea eu iau Calcidin. Pentru oase puternice. Calcidin conține o doză mare de calciu, vitamina D3 și vitamina K2-MK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Așa că tu du-te la farmacie să iei Calcidin, în timp ce eu pun draperiile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În timpul sezonului rece, imunitatea organismului nostru poate scădea, așa că ai grijă de aceasta cu un Gripovit Max C fierbinte. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Știți de ce apreciez picăturile de ochi Vizic? Datorită compoziției sale, Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic hidratează și îngrijește în mod eficient ochii uscați și
obosiți. Efectul de nisip în ochi nu mai e deranjant. Picăturile de ochi Vizic sunt cel mai frecvent alese în farmacii de către voi. Încearcă Vizic și vezi cu ochii tăi. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți. Ah, vecinul nostru iar are probleme cu tuse. Gata, știu. Mucofortin? Mucofortin fluidifică secrețiile din tractul respirator și îmbunătățește expectorația. Mucofortin. Și tusea îți dă pace. Acesta este un medicament ce conține acetilcisteină. Citiți cu atenție prospectul. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Mesaj de interes public. Măsuri recomandate la nivelul angajatorilor. Evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil. Utilizarea măștii de protecție dacă aglomerația nu poate fi evitată. Încurajarea vaccinării antigripale a personalului. Realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie. Mesaj de interes public. Știu că nu putem influența în mod direct ce se întâmplă în lume. Știu însă că presa are puterea de a transmite corect informațiile. Analizăm evenimentele din toate punctele de vedere și încercăm să oferim soluții celor din jur. Vă invit să ne urmăriți în continuare pe Prima TV și pe noul canal de știri Prima News. E seară cu bătaie lungă. Arnold Schwarzenegger e pornit. Și nimic nu poate opri. It is written that a woman child must make a perilous journey. I want you to take her on that journey. Con un distrugătorul, miercuri, la Prima TV. Cine ești tu? Am făcut culturism, se și vede, am făcut ciclism vreo... Nu se vede. Am făcut ciclism mulți ani și... Erai ciclistul. Ai auzit vreun banc spus pe seama personajului dezbrăcat? Nu, dar poți adapta. Ia bagă-te într-un banc. Bagă-te pe tine într-un banc. Hai ca, ia bagă-te-mă într-un banc. Ia bagă-te-mă în butoi. Ia. E foarte drăguț. Atât că mi-a rândit, a fost drăguț așa. E foarte drăguț. Asta îl încadrez eu în categoria bancurilor tandre. Noi în 1990 spuneam că ne vor trebui 200 de ani ca să ajungem pe occidentali. Astăzi aflăm că Europa se pregătește să taie curentul și căldura peste iarnă ca să poată supraviețui. Cu alte cuvinte, în doar câteva decenii am ieșit din comunism, dar tindem să ne desprindem și de capitalism. WWB, o poveste despre ce spunem și ce riscăm să devenim. Urmăriți-ne de luni până joi, de la ora 22, pe Prima News. Tu faci știrile. E timpul să vezi doar ce te interesează. Vocea ta e tot ce contează. Suntem Prima News. Facem știri împreună. Suntem pe WhatsApp. Trimite poze, filme, comentarii și întrebări la 0727-222-244. Scrii, filmăm, vorbim. Facem știri împreună. O personalitate mare, când părinții merg prea departe, când haosul acaparează armonia, e timpul pentru super neni. Sunt Beatrice Busioc, psihoterapeut, trainer și analist comportamental. Și vreau să te anunț că Super Neni revine. Cu povești de familie, povești ale copilăriei și multe sfaturi pentru părinți.
din 21 ianuarie la Prima TV. Cine ești tu? Am făcut culturism, se și vede, am făcut ciclism vreo... Nu se vede. Am făcut ciclism mulți ani și... Erai ciclist. Ai auzit vreun banc spus pe seama personajului dezbrăcat? Nu, dar poți adapta. Ia bagă-te într-un banc. Bagă-te pe tine într-un banc. Hai ca, ia bagă-te mă într-un banc. Ia bagă-te mă în butoi. Ia. E foarte drăguț. Atât că mi-a rândit, a fost drăguț așa. E foarte drăguț. Asta îl încadrez eu în categoria bancurilor tandre. Suntem din nou în direct la Talk News și continuăm discuția despre OMV, dacă trebuie sau nu să plătească această taxă de solidaritate. OMV spune că nu. În direct cu noi în acest moment este ministrul economiei, domnul Florin Spătaru. Bună seara și vă mulțumesc mult că sunteți în direct la Talk News. Bună seara. Domnule ministru, v-am văzut opinia preliminară, să spunem așa, de acum câteva zile, că s-a cam antepronunțat OMV, trebuie analizată situația. De atunci până acum au apărut elemente noi, aveți o imagine mai clară ce ar trebui să facă această companie sau este mult prea devreme și a fost doar un anunț, cum spune ministrul de finanțe, de bursă, de marketing al companiei, de a-și crește cota pe bursă? În primul rând, regulamentul european care prevede suprataxarea companiilor din domeniul producătoare de energie este un regulament care trebuie aplicat pentru toate țările din Uniunea Europeană. Detaliile în ceea ce privește încadrarea sau neîncadrarea acestor companii în acest regulament ține de fiecare stat în parte și acolo, bineînțeles, că opinia celor de la OMV este o opinie preliminară, pentru că deocamdată nu avem rezultate financiare care să fi fost auditate și care să fi fost validate de către auditori externi sau de către ANAP. Ceea ce ei spun este, bineînțeles, o opinie preliminară, probabil că au niște date la dispoziție, dar statul și autoritățile fiscale vor valida, vor confirma sau vor infirma ceea ce spun cei de la OMV. Ceea ce pot să vă spun este că acest regulament este aplicabil pentru toate statele europene. Modul în care el a fost întocmit este făcut cu consultarea tuturor țărilor europene și atunci poziționarea noastră probabil că a fost una care a dus la o astfel de formă. Domnule așa ministru, este greu sau ușor ca statul să calculeze cât la sută din cifra de afaceri reprezintă aceste componente care duc la taxa de solidaritate, extracție și prelucrare de țiței, de gaze, de petrol, am enumerat mai devreme. Deci ar trebui să știe statul lucrurile acestea sau e greu de calculat? Pentru că multă lume spune, dar de ce vă trebuie două săptămâni? Pentru că tipul de activitate și modul în care activitatea este gestionată la nivelul fiecărei companii depinde, bineînțeles, de companie și trebuie validat de către cei de la ANAP. Nu este atât de simplu, pentru că vorbim de o activitate complexă, nu vorbim de un singur obiect de activitate a celor de la OMV și atunci va trebui făcut un calcul foarte bun. Pe de altă parte, statul român este acționar în OMV și atunci, bineînțeles, că sunt sigur că va exista o discuție în acest sens pentru tipurile de activități și modul în care ele sunt încadrate în codurile CAEN corespunzătoare. Dacă se va ajunge la neînțelegeri între statul român și compania austriacă, este statul român dispus să meargă până în instanță, de exemplu, sau să meargă până la executare silită? Considerați că aceste metode, să spunem așa, la limită, sunt indicate? Sau veți ceda? Nu aș vrea să mă pronunț pe o astfel de cauză. Eu cred că fiecare, și compania, dar și statul dă dovadă de responsabilitate, iar suprataxarea, atunci când ai profituri care depășesc normalul în ultimii ani, cred că această suprataxare este un act de normalitate. Haideți să vedem unde se folosesc acești bani. Acești bani se folosesc pentru gospodării, pentru populația vulnerabilă, dar mai mult decât atât, este folosită pentru industrie.
Și atunci sumele respective cred că e normal și ține de responsabilitatea economică a fiecărui operator din această zonă să fie direcționat către industrie pentru asigurarea competitivității. Nu avem industrie, nu avem consum. Și atunci și acești mari producători de energie vor pierde acești clienți și vor avea o cifră de afaceri mai mică. Domnule ministru, cine considerați că trebuie să ne dea în acest moment răspunsurile? Dumneavoastră faceți analiză? Să ne uităm spre ANAF, să ne uităm spre Ministerul de Finanțe, să ne uităm la Ministerul Energiei? Până la urmă, cred că e responsabilitatea Ministerului de Resort, Ministerul de Finanțe și Ministerul Energiei să facă o astfel de analiză și să aibă discuțiile corespunzătoare, în așa fel încât, la final, regulamentul european, care e aplicabil pentru toate țările europene, să fie aplicat corespunzător și în România. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Top News. O seară frumoasă vă doresc. Mulțumesc, o seară bună. Tragem concluziile. Foarte scurt, domnule Radu Oprea, când ar trebui să avem, când considerați că ar trebui să avem primele răspunsuri și cine să ni le pună pe masă? În momentul în care rezultatele financiare sunt publice, atunci socoteala este foarte simplă, durează foarte puțin. Important este să fie aceste rezultate financiare care, într-adevăr, trebuie verificate de către ANAF ca să nu existe niciun dubiu asupra corectitudinii acestor cifre. Și da, îmi doresc ca toate companiile din România să plătească taxele și impozitele aici. Doamna Dragu. ANAF și Ministerul Finanțelor trebuiau să știe aceste cifre. Ministerul Energiei trebuia să știe cui aplică această supraimpozitare. Dar nu pot decât să interpretez că șeful ANAF ne-a lăsat 2 săptămâni să mai dezbatem, să mai avem subiecte de dezbateri în platourile TV. Domnul Staure. Păi cred că o să avem în curând situația OMV, nu cred că ei, cred că și-o știu situația, că până la urmă vine greu să... Ar trebui să vină companie... cu niște explicații și Ministrul Energiei, cum spun socialdemocrații. Păi cei care aruncă pisica pe cealaltă parte, e singurul loc unde există date, este la Ministerul de Finanțe, restul sunt povești. Deci Ministerul Energiei n-are cum să știe care este ponderea diferitelor unități de afaceri în business-ul OMV. Deci nu are cum, pentru că nu e legal să știe. Dar la ANAF, într-adevăr, există declarațiile companiei și acolo se vede clar din ce tipuri de activități au venit banii din, pe care îi are OMV. Iar, însă să știți că nu e corect, de aceea ca toată creșterea aceea de preț la combustibil care nu a fost generată de piață să nu fie impozitată. Lăsăm la o parte că prin schema asta cu electricitatea s-a scăzut ponderea, dar nu este corect. Și acum discutăm numai de acest... Eu vreau să mă refer doar la acest segment de business care a profitat de niște profituri, adică a primit niște profituri care nu au nicio legătură cu capacitatea lor de a face business. Deci nu e la fel cum traderii, la fel cum anumiți producători. Deci toate aceste zone care cumva au profitat de război și de faptul că lanțurile de aprovizionare globale au fost afectate, că Rusia n-a... și au făcut de 10 ori profit mai mult, asta nu e corect. Adică nu suntem într-o logică a regulilor de business normale în care se luptă competitorii și faci un marketing bun și arăți că e un produs mai bun. Suntem într-o logică în care o criză, un război, a generat o penurie pe piață și unii au profitat de asta. Și de aia, principial, e corectă această suprataxare. Dar se pare că s-ar putea să... Zâmbesc pentru că atât de mult mi-am dorit ca domnul Stamule să-mi dea dreptate și aceasta am dat dreptate. Nu stați puțin, da, deci eu v-am spus foarte clar că trebuie suprataxare. Eu v-am spus foarte clar că doar... Dezbatem multe și argumente în platourile televiziunilor. Doar pe acest... și doar în contextul acestor profituri. Deci să nu generalizăm că eu... Dar în cazul acesta în care nu piața a generat profitul, atunci... Trecem la un alt subiect, aș fi vrut să avem un pic mai mult timp, din păcate doar un sfert de oră pentru ceea ce putem să numim așa un incipient program de guvernare al viitorului premier Marcel Ciolacu. Pentru că pe 25 mai are loc rotativa și nu există niciun semnal până în acest moment că nu s-a realizat și că nu ar fi Marcel Ciolacu premierul din 25 mai încolo. Și într-o declarație făcută în țară în acest weekend, Marcel Ciolacu setează și câteva puncte pe care PSD vrea să le implementeze dacă ajunge să aibă premierul. Pentru că acum este la guvernare, dar nu are premierul, nu poate să dea tonul chiar în toate cele. Scăderea taxării muncii,
creșterea impozitării capitalului, supraimpozitarea veniturilor excepționale, ajutoare în plus față de cele existente pentru agricultură și construcții. Acestea sunt cele punctele mari pe care le-am sesizat în discursul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, să nu mă antrepronunț totuși. Începând astăzi, domnule Radu Oprea, scăderea taxării muncii, am discutat cu toții că taxarea muncii în România este foarte mare, dar creșterea impozitării capitalului, vă mai permiteți de aici să mai adăugați noi taxe sau să creșteți taxe, nu noi taxe, să creșteți taxele și impozitele care există? Nu este vorba despre acest lucru. Pentru că și capitalul se plânge că nu este vorba despre acest lucru. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a enunțat un principiu social democrat care, în contextul discuțiilor despre echitate socială și despre justiție socială, despre faptul că, într-adevăr, în societate, inechitățile, inegalitățile foarte mari trebuie să fie diminuate. Și atunci, sigur că acest raport muncă-capital, felul în care impozităm România, felul în care este impozitată în Uniunea Europeană, este diferit. Dar pentru că tot vorbeam despre ceea ce ar trebui să facem în țara aceasta, ne uităm pe profiturile pe care le raportează foarte multe companii din România, iar eu mi-aș dori ca acele companii să fie la nivelul de vârf, spre exemplu, al companii cu acționariat românesc. N-am să dau nume în seara asta, dar putem să avem exemple foarte multe. Și atunci cred că aceasta ar trebui să fie starea de normalitate în care impozitarea profiturilor să fie făcută în România. Așa cum își dorește și OECD și Uniunea Europeană, că deja ați văzut că se discută de acel impozit minim pe profit, ca astfel încât profitul să fie plătit acolo unde se produce, în locul de în țara în care se produce. Asta este normalitatea din punctul nostru de vedere. Ce și desigur că trebuie sprijinite categoriile de oameni care n-au avut aceeași șansă ca și ceilalți. Revin la noastră, mai am o întrebare, dar ca să nu monopolizăm, doamna Anca Dragu, sunt principii corecte, scăderea taxării muncii este posibilă, discutăm mereu despre faptul că avem cea mai mare taxare din Europa. Cea mai mare taxare din Europa în zona salariilor mici. Acolo unde, din păcate, oamenii din zona aceea sunt ținuți captivi marilor partide, care tot promit creșteri de salarii, de pensii, ele nu se întâmplă, vouchere, vine voucher, nu vine voucherul. Da, curios faptul că PSD tocmai ce a votat creșterea impozitării muncii prin aceste contracte part-time, care știți bine că de acum, de fapt din 1 august 2022, se plătesc la program întreg de muncă. Deci cumva este o contradicție între ceea ce susține președintele PSD, domnul Ciolacu, și ceea ce face ce fac parlamentarii PSD în Parlament. Despre taxarea capitalului, impozitarea, probabil că se gândește la formule de suprataxare pe anumite, pe anumite sectoare de activitate, pe anumite domenii, mă gândesc la modelul unguresc. Aceste soluții sunt foarte proaste de creșterea impozitării capitalului, pentru că trebuie să înțelegem că vorbim de niște costuri. Ori creșterea impozitelor, taxării capitalului, înseamnă costuri mai mari pentru companii, în condițiile în care în România, oricum, accesul la finanțare, accesul la capital este foarte, foarte, foarte greoi. Dobânzile sunt mari, ratele dobânzilor sunt mari, dar și foamea de bani a statului face ca sectorul privat să fie, pur și simplu, eliminat din piața acreditării prin sectorul bancar, mai ales. Deci, impozitarea capitalului nu este o măsură indicată și sunt foarte curioasă cu ce măsuri vor veni. Dacă vor veni cu măsuri de genul celor luate de Vâlcov și OG114 din 2018, atunci eu sunt foarte îngrijorată de ce se va întâmpla cu premier din partea PSD. Vă dau dreptul la replică, domnule Radu Oprea, imediat. Domnule Tănase Stamule, opinia deci dumneavoastră? Deci, mai întâi, România este singura țară din Europeană care a trecut contribuțiile de la angajat la angajator. Și atunci când faci o medie... De la angajator la angajat. Și atunci când faci o medie a taxării, nu poți să nu faci media adunând ambele părți. Uh-huh. Ambele și părți nu care... suntem atât de prost în suntem Europa? În medie. Deci suntem... dacă facem... Adică, într-adevăr, dacă te uiți așa doar ce plătește angajatul, România este cea mai mare, plătește cel mai mult. Dacă te uiți ce plătește angajatul plus angajatorul și faci media,
vedem că țara noastră nu mai este dar cu impozitare. Dar pe total ajunge la 46-47%. Păi da, dar dacă mergeți frumos în Franța, îți dați un 80-90%. Sau dacă mergeți în Germania, la fel. Deci la noi, angajator, mai povestește doar 2,1%. Povestea asta cu șomajul. În toate celelalte țări, la fel cum era și la noi, se plătea o parte din o mare parte din contribuțiile sociale erau plătite de angajatori. Dar acum, pentru că dă bine să zici că România are cea mai mare impozitare, ceea ce este fals, dacă luăm ambele componente, și cum e și normal să se ia, adică costul muncii pentru firmă nu este doar... deci, are două componente. E același lucru, doar că s-au mutat niște... Sau, dar mai iar loc pe, de scădere? Păi, acum trebuie să ne uităm și la deficitul fondului de pensii, la deficitul fondului de sănătate. Pentru că dacă vrem sănătate și eliminăm o treime din plătitori, dacă vrem să plătim pensii, dar noi scădem... Păi de unde să plătim pensii dacă noi tăiem taxele? Haideți să fim corecți până la cameră. Adică cei de la Partidul Social Democrat trebuie să spună, domnule, dacă scădem contribuțiile cu 5%, crește deficitul la pensii cu, nu știu, 10 miliarde, 15 miliarde de lei și trebuie să luăm de la investiții. Nu o să mai facem spitale, școli, grădinițe, îi ducem la pensii și atunci unii o să fie fericiți, unii mai puțin fericiți. Dacă impozitarea în ceea ce privește, în ceea ce privește impozitarea capitalului, există, deci există o dezbatere aici legată de modelul de dezvoltare economică al României. România, datorită impozitării reduse a capitalului, acei 5% de pe dividende, astăzi 8%, tocmai pentru că partenerii noștri au insistat să se crească, ca să fie și asta foarte clar, a generat o creștere, o rată de formare a capitalului la 11%. Deci avem una dintre cele mai mari rate de formare a capitalului și asta a generat șoc din UE și asta a generat și o creștere a PIB-ului mult mai rapidă comparativ cu toți vecinii noștri. Există chiar un raport al guvernatorului Băncii Centrale a Ungariei în care suntem invidiați de unguri că avem acest model de creștere bazat pe creșterea capitalului. Pentru că în momentul când ai capital, ai mai mulți factori de producție și automat ai creștere economică și ai ce să împarți. Desigur că ce e minus aici, că este și întotdeauna un minus, este că ai mai puțin bani pentru serviciile publice, pentru că te concentrezi, de fapt, ne luând taxele, să formezi capitalul, ca într-un viitor, automat să faci redistribuire. Însă, noi trebuie să avem o decizie, trebuie să decidem ce vrem să facem. Vrem să creștem rapid PIB-ul, economia noastră, ca să recuperăm din decalaje și ulterior să putem să împărțim, sau frânăm acest model care astăzi generează creștere și îl împărțim în alte zone. Adică, iar faptul că nu discutăm de transfer pricing, adică cele mai multe corporații, să știți că își încasează profiturile acolo unde plătesc taxe mai puține. Nici o firmă nu o să zică, domnule, nu plătesc 5% în România sau 8% în România, îți plătesc 30-40% la mine. Deci, datorită acestor scăderi la impozitul pe dividende, a crescut foarte mult numărul firmelor care plătesc taxe în România. Și aș mai vrea să vă spun o poveste foarte scurtă, cum s-a ajuns la 5%. Pentru foarte că scurt, s-a fost o guvernare PSD. În anii, după criză, s-a observat că în bilanțurile celor mai multe companii din România existau bani în casă care nu mai existau. Erau zeci de miliarde de lei care nu mai existau în casă. A fost o decizie politică atunci ca să se pună 5% impozit pe dividende, ca să se curețe bilanțurile companiei. Oamenii, din cauza crizei, au folosit bani diferite antreprenorii, indiferent, și ori trimiteam ANAF-ul și închideam toate firmele acelea, ori le ajutam fiscal, și adică acel 5% a fost o decizie tocmai pentru a putea curăța mediul de afaceri de bilanțurile care erau puțin, na, să zicem așa, afectate de deciziile luate în timpul crizei. Astăzi, eu nu spun că trebuie să avem, să nu fie taxe, dar trebuie să decidem care e modelul economic. Vrem să creștem capitalul, tocmai pentru ca să putem să ne dezvoltăm ca țară, sau vrem să creștem serviciile sociale. Sigur că trebuie să existe o pondere între cele două și, în general, tocmai asta e stânga cu dreapta. Face un echilibru între ele două. Răspundeți-mi foarte scurt. PNL va accepta o scădere deci a taxelor? Deci noi am acceptat deja creșterea taxelor propuse de PSD, care este și cumva pot să unele spune acest neadevăr. Întâmplător, am fost în acel grup de lucru și eu chiar știu ce s-a discutat și cum s-a... Nu am să încep să spun cine cu cine, care au fost ideile. Domnul Stamule n-a participat în acele discuții, da. Deci să spun că a introdus o șopârliță, nu neapărat că a spus o minciunică. N-am să folosesc această chestiune, dar... Dar cerul 16% la dividende? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Bine, dacă eu vă spun că a fost acolo și dumneavoastră n-a fost. E cel puțin cuvântul meu și a celor care au participat la discuții cu dumneavoastră, care poate deci, în ședința a stat de coaliție nu ați participat. Poate, eu vă spun rog, despre ce s-a întâmplat în grupul de lucru și credeți-mă pe cuvânt că știu întotdeauna și am responsabilitatea cuvintelor pe care le folosesc. Deci, acesta este... Sigur,
dacă este să mergem pe ce am găsit în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care nu l-a scris Partidul Social Democrat, ci cei doi colegi aici prezenți, reprezentanții, partidele pe care le reprezintă cei doi colegi prezenți în platou, am găsit acolo că, spre exemplu, trebuie scăzut impozitul la micro-întreprinderi. Știți care era propunerea de atunci, când era un ministru de finanțe de la pragul? Era acela să fie un singur prag unic, când devii plătitor de TVA, acolo să fie și pragul de impozitare. Cât este 400.000 de lei, cred. Nu, dacă nu mă înșel astăzi. Asta era propunerea. Și am reușit să salvăm și să mergem la 500.000 de euro de la 1 milion. Despre aceste lucruri ar trebui să vorbim. Nu, n-am modificat PNRR-ul. În conformitate știți care este impozitarea acum și știți ce ați propus atunci la momentul respectiv. Dar nu cred că este, nu cred că este cel mai bun lucru să facem. Să intrăm să arătăm într-o discuție de genul a arăta cu degetul pe celălalt, atâta timp cât suntem într-o coaliție în care am convenit împreună că acestea sunt taxele și impozitele pe anul curent și să încurajăm mediul de business atât cât de mult se poate, prin toate măsurile de sprijin despre care vorbeam mai devreme și da, o să fie un program pentru materialele de construcție, pentru sprijinirea celor care produc materiale de construcție în România. Da, și vor fi programe, dar aceste lucruri le va anunța premierul. Vă rugăm să ne spuneți, nu poate premier, să deschide subiectul acesta. Le va anunța Marcel Ciolacu atunci când va fi premier. Măcar spuneți-ne, deci pentru preluarea mandatului dumneavoastră e vorba de noi programe pentru construcții și agricultură. Le-a anunțat deja Marcel Ciolacu, de aceea am pomenit acest program. Este un program care este ultra necesar, ne uităm pe tot ce înseamnă raport pe investiții, pe nevoia de a investi, vedem cât consumăm din intern și vedem care este influența pe dezechilibrul balanței comerciale și este o măsură mai mult decât necesară. Pe cifre, imediat că ne-a dat domnul Oprea, ne-a dat așa o jumătate de știre. Ciolacu, da, deci, să ascultăm și pe doamna Dragu, domnul Stamule, vă rog. Doamna Dragu, cu PNR-ul acela, voia să le faceți rău fir micro-întreprinderilor, spune domnul Oprea. Asta e o chestie. Sigur că în punctajele PSD întotdeauna există un punct. Dați în PNRR și USR. Și uite, a venit și acest moment în care colegul de platou nu este așa ceva și nu înțeleg ce spune că acolo scria în PNRR lucrul ăsta. Există, da. Și au modificat dumnealor sau nu înțeleg ce, care deci era mai era un milion de euro pentru întreprinderi mici și mijlocii. Și acum este pragul la 500 de mii când dumneavoastră doreați la momentul respectiv că s-a scris PNR-ul. Dar este fals și acest comentariu. Ia trebuie să arată la Ministerul de Finanțe. Dar nu este adevărat. Nu să întrebăm, ne uităm, dar căutați acolo în PNR la secțiunea... Dar nu este adevărat ce spune. Domnilor, e clar că acest subiect e de verificat. Eu aș vrea să dau o replică foarte... Deci, domnul Ciolacu a spus zile alaltăieri că guvernarea de dreapta a generat o creștere a produselor alimentare procesate în deficitul comercial. Eu am luat, am intrat pe INS, am luat toate cifrele, am făcut-o să... Așa. Deci, în timpul guvernării PSD, ponderea alimentelor procesate pe care le importăm în deficitul general era de 20-22%. În ultimii doi ani a fost de 14%. Deci, pe cifre, nu pe povești. Deci, a scăzut cu o treime ponderea alimentelor procesate în deficit. Adică, în sensul că nu am mai importat atât de mult alimente, că într-adevăr avem o problemă pe balanța comercială, pe faptul că importăm mâncare, dar vârful acestor importuri a fost în anii când Partidul Național Liberal nu a fost la guvernare. Și asta nu spune Tănase Stamule, o spun cifrele oficiale de la Institutul Național de Statistică. Probabil că în următoarele zile o să și public aceste cifre, pentru că am stat... Chiar am făcut toate calculele ca să văd, domnule, este adevărat ce spune sau nu și vedem că nu este adevărat. E clar, trebuie să mai facem o astfel de dezbatere. Nu mai am timp să vă dau dreptul la replică, domnule Radu Oprea. Reținem însă că pregătiți și aveți pe foaie clar programe pentru agricultură și construcții. Poate reușim să aflăm mai multe în zilele următoare. Doamna Anca Dragu, domnule Radu Oprea, domnule Tănase Stamule, vă mulțumesc foarte mult.